Bună dimineața, sunt Tatiana Angrieș și astăzi vom continua seria tutorialelor cu croșet, din croșetul irlandez. Astăzi vom face una din cele mai simple frunze din acest tip de croșet. Pare complicată, însă în realitate este foarte ușor de executat și, așa cum vă spuneam, vom folosi firul de macrame, voi folosi firul de Scoția numărul 5, pentru că acesta îl găsesc aici, croșetul cu numărul 1 și, bineînțeles, voi avea nevoie de foarfece. Vom începe lucrând pentru început primul ochi de lanț de bază. Și acum voi lucra un număr de 15 ochiuri de lanț, începând de la acesta. Și 15 și 15. Acum, începând de la cel de-al doilea ochi de lanț, voi urca în sus cu un număr de 13 piciorușe scurte. 1. Veți vedea că se realizează foarte ușor, în scurt timp. 2. 3. 5 6 7 12 13 iar aici, în ultimul ochi de lanț, vom face un picioruș scurt. Un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, 1 2 3 și în corespondența acelui aș picioruș voi face un alt picioruș scurt. După care mă voi întoarce pe partea opusă. În același timp voi prinde și capătul de fir care mi-a rămas de la începutul acestui rând. Și voi coboră în jos cu un număr de 12 piciorușe scurte. 1 2 3 Acum voi abandona capătul de fir. 3 5 6 7
plouă? Zece. 11 și cel de-al 12-lea picioruș scurt. 12 aici. Așa, trebuie să fim atente. Acum vom întoarce lucrul în felul acesta. Deci îl vom întoarce pe dos cum ar veni. Voi face un ochi de lanț. Și din corespondența primului picioruș scurt, voi lucra un număr de 13 piciorușe scurte din nou. Deci voi urca în sus cu 13 piciorușe scurte. 2. Zece, 12, 13. Acum am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Aici, în interior, vom lucra două piciorușe scurte. De data aceasta, trei ochiuri de lanț. Urmat de alte două piciorușe scurte în corespondența aceluiași. În corespondența aceluiași ochi. Și mă voi întoarce în jos pe partea opusă cu un număr de 12 piciorușe scurte. Și 12. Acum, după cum vedeți, aici se vede un pic acest ochi de lanț care a ieșit un pic afară. Acum eu nu voi mai întoarce lucru, voi face direct un ochi de lanț. După care voi întoarce lucrul, pentru că va ieși mult mai uniform. Și voi urca în sus, începând din corespondența primului picioruș cu un număr de 14 piciorușe scurte. Deci 1.
10, 11, 12, 13, 14, 14 avea. Un pic mai greu aici. 7-ul este mic, firul subțire, așa, am reușit, am ajuns din nou în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi face din nou două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi face alte două piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea. Acum voi coborâ în jos pe partea opusă cu un număr de 13 piciorușe scurte. 1 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, și voi urca în sus cu un număr de 15 piciorușe scurte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sunt doar 14, mă scuzați, am greșit eu, am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi face două piciorușe scurte, sunt 14 de data aceasta, pentru că altfel nu ne iese frunza, trei ochiuri de lanț, două piciorușe scurte, și cel de-al doilea și voi coborâ pe partea cealaltă cu un număr de 13 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 7,
10, 11, 12 și cel de-al 13-lea, un picior scurt, voi întoarce lucrul. Și acum, din corespondența primului picioruș, voi lucra un număr de 15 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, iar în corespondența celor trei ochiuri de lanț voi face din nou două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț și alte două piciorușe scurte. După care voi coborî pe partea cealaltă cu un număr de 14 piciorușe scurte, începând cu primul ochi de lanț de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra un număr de 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, iar în corespondența celor trei ochiuri de lanț voi face două piciorușe scurte, după care voi scurta firul, voi lăsa o bucățică mai lungă, așa cum știți, ca să putem atașa florilor pe care le lucrăm. Vom închide lucrarea, voi scurta acest capăt de fir din mijloc și iată că am realizat frunza. În momentul în care lucrarea vine apretată, bineînțeles că aceste colțuri vor sta așa cum trebuie.
Acesta este una din cele mai simple frunze din croșetul irlandez. După aceea, pe parcurs, noi vom învăța și alte tipuri de frunze. Ne vom întâlni cu un următor tutorial și vom continua.